Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la un nou episod din vechea noastră serie de Danger Zone Hacking. Am zis să vă mai filmez și Danger Zone Hacking pentru că n-am mai postat de nu știu cât timp. Mamă, copilul ăla e așa de autist, nu poți să dai mut pe Danger Zone, oh my god. Ce copil, shut the fuck up, you fucking cunt! Yes. Mamă, ce copil handicapat, ok bă băieți. Mamă, you're squad teammate. Ma, ăsta e teammate-ul meu. Mamă, frate, m-a marcat. E teammate-ul meu, frate. Mamă. Nu mai știu să fac B-hub. Bă. Nu mai știu să fac B-hub. Sau e autostrafe-ul? Nu e autostrafe-ul. Lol. Ok, mă rog. Bă, fraților, n-am mai postat de ceva timp Danger Zone și am zis să mai fac încă un episod de Danger Zone Hacking și da, probabil că din titlu ați văzut eu, nu știu unde, sau sar aici. Ai du-te dracu, tu sari acolo în cealaltă parte. Select deployment perk. Hai să vedem ce... Ah, bonus explore. Granta X money for each hex explored. Ok. Pot să iau și altceva acum? Ah, nu. Ok, vreau asta. Deci, da, bă, băieți, vreau să vă spun că... De ce nu apuc eu să postez chiar în fiecare zi? Deși v-am promis că o să postez în fiecare zi, ați văzut că n-am apucat să postez chiar în fiecare zi. Bine, de acum încolo ar trebui să postez pentru că zilele astea a fost Andreea la mine și n-am apucat să postez și chestii de astea, dar sper să pot să postez de acum încolo. Mai des, pentru că eu de dimineață la ora 7, deci cu noaptea în cap, mă trezesc și mă duc la sală. Pentru că da, m-am apucat și eu de sală din nou, știți că am mai făcut în trecut sală, dar m-am lăsat din cauza că n-am mai avut timp, din cauza școlii, etc. Și acum în vacanța de vară m-am reapucat, pentru că da, eu bag ca un gras infect în mine și măcar dacă mănânc foarte mult să fac și mișcare. Pentru că da, dacă ne place mâncarea, facem și mișcare, că dacă nu, o să ajungem niște obezi și nu-i bine. Bine, eu am oricum 81 de kg, dar e partea a doua. Bine, am și 2 metri aproape să mor eu zi, dar mai... handicapatul de stâlp, dar na, aia e partea a doua. Deci, de ce nu apuc eu să postez în fiecare zi? De ce n-am apucat până acum? În primul rând pentru că da, nici n-am avut chef zilele astea pentru că am avut treabă și chestii de astea și n-am apucat pur și simplu să filmez. Adică m-am ieșit și cu bicicleta pe afară pentru că da, mi-am luat bicicletă nouă, nu mai e aceeași. V-am zis, ați văzut că am pus episoade de bike vlog. Bă, spuneți-mi și mie, frate, vreți să postez și bike vlog sau să fac alt canal sau ceva de genul pentru bike vloguri din când în când așa? Că eu, mamă, n-am armă, frate, și ăștia s-aici așa au arme, probabil. Uite, un P2000 acolo, hai să mă să le iau. Mi-am luat bicicletă nouă de alea, fat bike, cu discuri, ăsta cu frână pe discuri. Nu e hidraulic, că e pur și simplu strânge căcatul ăla de discul ăla și atâta tot. Adică nu e, nu știu ce, frâna. Cu șmecherii, chestii, îmi place foarte mult bicicleta. Numai că faza e... Că, na, cum am îndrăgostit de bicicleta aia, n-am mai apucat să postez că ești toată ziua pe bicicleta afară și na. Am vrut să mă duc, frate, și în Arad cu bicicleta, să mor eu, să stau în Timișoara, să vă dați seama, așa am vrut să mă duc în Arad cu bicicleta. Bine, nu-i mare distanță, dar... Am vrut... Aoleu, mamă, e dronă de aia, nu dronă. De ăla de face bum-bum. Ăsta e prietenul meu, AVP, ok. Și de aia n-am mai avut, am și ieșit mult cu bicicleta, am ieșit mult pe afară și nu mai vreau să pun YouTube-ul pe primul loc. Eu până acum tot timpul am pus calculatorul și YouTube-ul pe primul loc. Mă gândeam, bă, frate, n-apuc să postez, nu ies din casă. Nu, frate, de acum nu o să mai fac aceeași greșeală să-mi pun YouTube-ul pe primul loc și înaintea școlii, etc. De acum o să vreau să... Dacă e ăla acolo. De acum o să vreau să pun lucrurile personale pe primul loc și dacă mai rămâne timp să postez și pe YouTube. Și asta se va întâmpla de acum încolo. Aia nu înseamnă că gata, mă las de YouTube. Dacă am zis chestia asta, în niciun caz nu o să mă las de YouTube, pentru că na, YouTube-ul e viața mea, frate. Dar nu pot să țin să iau... Nu, nu pot să iau doar volanțele. Ok, am înțeles. YouTube-ul e viața mea, frate, nu pot. Ce mă cu ăsta? Bă, trăiți-ar. Mori, frate, trăiți-ar, familie. Uite-și pe ăsta, vine aici la mine. Da, să vă dați seama, YouTube-ul... Nu o să mai fie pe primul loc, adică să stau toată ziua să filmez chestia asta. Deci dacă nu o să vedeți episoade, ori n-am avut chef, mă, zdoi pe mine, frate. Mă omorâ, mă. Revive, respawning in 7 secunde. Mamă, și ăsta mi-a tot acum, fiate. Mamă, ce nenorocit e omul. Știa, problema mai postat chiar așa de tot. Încerc totul să mă ocup de canal, pentru că unde mi-am murit? Pe aici unde m-am murit, cred, nu știu. Oh, nu, mai un inamic aici, fugi încoa, uite glocul ăla, ăla-l vreau, frate, ăla e glocul meu, nu, frate, nu mă duc înapoi, frate, uite, mă duce înapoi, ce pisici. Dacă ia pistolul ăla, mă nenorocesc, m-am uitat cutie de-aia, trebuia să o iau. Hai repede să vedem, by the way, dacă vreți să cumpărați cheat-ul pe care îl folosesc, aveți un link în descriere și cumpărați-l cu codul Raul 2K ca să primiți o reducere de 10%. Așa, asta am uitat, asta trebuia să zic la începutul episodului, dar am uitat. Mă rog, nu că trebuia, da? Că mulți mă întreabă, bă frate, tu ce hack folosești? Bă frate, zici nouă hack-ul tot pe care îl folosești. Și am zis să-l zic până la urmă. Hai să vedem, nu ne dă nimic aici, gloanțe. Uai, MP7, e în dronă, îl duce la nenorocitul ăla. De eu nu o să-l las.
Bă, dronă, dronă, vină cu a dronă. Nu, ah, fac eu, uite câte am puține glanțe, am crezut că am mai multe. Stai să iau pe 250 ăsta. Unde ești pe 250? Le-am descărcat ăsta ca să nu mai anime, știți? Adică în caz de lea să n-aibă glanțe, că după aia a luat și avea glanțe și... Ioi! Vine brigada pe mine, frate. Mamă, stai așa că nu-i bine. Mori. Mori, frate. Oaie, stare. Mamă. Stai că nu-i bine. Help. Oleu! Uai! Uai, să-mi bag. Uai, n-am nici de ăla de viață. Unde intră aici? Intră aici. Uai, de capul meu pune m-am dus. Am picat din greșeală, mă, mi-a luat toată viața, frate. M-am nenorocit pe viață. Mama, stai să-mi bag ăsta pe head, totuși. Bagă-i mult mai mare și-l bag pe head. Să fiu sigur că șmecherie. Vai, cum am picat aici. Unde naiba m-am dus, bă? Trebuie să dau volumul mai tare. Volume 0.1. Zi, te rog, că e ceva. Uai, dual bereta asta, așa mai vide acasă, frate. Uai, uite, pune, m-am dus, bă, ce pui mei pe aici, frate? Uai, de cap meu, dar spuneți-mi în comentarii dacă vreți să-mi fac ori un canal separat, ori să postez pe ăsta... Ori să-mi postez pe ăsta bike vlogurile, că aș mai face bike vloguri, frate. Cum mă duc pe câmp cu bicicleta acum? Aoleo, ia asta aici. Dacă n-are voie să mă audă. Că dacă mă aud de rip, hai să nu mai fie nimeni pe aici, ok. Nu m-am văzut, m-am văzut! Holy moly! Ah, oh, sorry. Aoleu! Zona. Gata-i zona. Run away, man. Man! Nu cred că l-o omoară. Nice, good job! Go in the zone, man. Go, man! Oh my god, man! Man! Fuck, man! Third place. No, e decent. Deci cam asta am vrut să vă zic în acest episod, fraților. De ce nu am apucat eu să postez în ultima vreme? Spuneți-mi ce serii noi ați mai vrea pe canal. Pentru că habar n-am ce serii noi să mai pun pe canal, bă, băieți. Hai să vedem cine câștigă, chiar scrie să ia. Ah, gata, s-o terminam. Și am luat pe locul 3, frate. E decent, dar nu m-am concentrat pentru că mai mult m-am concentrat să vă zic ce aveam de zis. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Dați un like și un subscribe dacă mai vreți episoadele de genul continuare. Aveți citul pe care îl folosesc în descriere și noi ne vedem data viitoare. Salut!